Bun găsit, prieteni, la De ce se întâmplă, sunt Dan Ciocoiu. Suntem în 1 octombrie, avem o nouă lecție de istorie și așa cum probabil sunt convins că ați văzut până la data când se difuzează această emisiune sau după aceasta, este absolut normal, pe toate canalele se va sărbători 100 de ani de la încoronarea la Alba Iulia a regelui Ferdinand și a reginei Maria ca și suverane ai României Mari. Despre acest lucru vom discuta astăzi, așa cum bine știți, cu domnul cercetător în istorie, Constantin Băjenaru. Bine ați venit în emisiune. Bine v-am găsit. Domnule Băjenaru, au fost vremuri de glorie. Noi cumva le idealizăm perioada asta interbelică, perioada noastră de renaștere, de Românie mare, de avânt cultural, de unde aveam un loc în lume bine cunoscut, aveam niște suverani prestigioși la conducere. Au avut și perioada asta destule sincope, care numai democratici n-au fost, dar nu despre asta de vrem să discutăm. Discutăm de acest eveniment, despre coronarea de la Alba Iulia, dar zic că 1922, 15 octombrie, dar vreau să o luăm puțin mai înapoi, de la urcarea pe tron a lui Ferdinand I și a reginei Maria. Să ne amintim puțin circumstanțele în care a urcat Ferdinand pe tron, deloc ușoare pentru România, faptul că el nu era fiul lui Carol I. Carol I n-a avut urmași pe linie, n-a avut urmași, a avut o fată care a murit, era nepotul lui, a urcat pe tron în 1914, când deja se declarase, începuse primul război mondial. Da, războiul începuse în iulie și România se declară neutră, pentru că regele Carol I stătea în dilemă. Pe cine să susține, puterile centrale, da, sau pentru că se făceau presiuni, exact. Ei fiind în puterile centrale, România fiind membră a acestui pact, alături de Germania, Austro-Ungaria. El fiind german. El fiind, da, clar. Însă moare, contactează o boală destul de grea și moare subit, chiar subit, fără să fie, să spunem, o așteptare că se poate remedia situația sa de sănătate. Și în condițiile astea, clar, urmașul său la tron era Ferdinand, desemnat în concurs, nepot al său, de la fratele cel mare, tatăl său renunță, pentru că regele Carol se gândise ca fratele său să-i urmeze, refuzând, s-a pasat pe fiul cel mare, al fratelui său, pe nepotul cel mare, și acesta a refuzat și așa ajunge Ferdinand. Ah, deci el a fost a treia opțiune. A fost a treia opțiune, da. Și din fericire pentru noi a fost cea mai bună opțiune, sigur. Pentru că ceilalți erau clar filogermani. Mai ales că a avut și o soție care a rămas în istorie, nepoată a reginei Victoria, deci eram bine plasat, eram cineva în Europa prin intermediul conducătorilor noștri, îmi puneam respect, așa e. Nepoată și a acesteia și a țarului Rusiei. Exact, exact. Pentru că mama sa era fica, unica fica țarului rus, în casa de Romanov. Venind la conducere, normal că ia contact cu presiune care se făceau și de o parte și de alta. România nu era pregătită în momentul ăla, pentru că trecuse prin cele două războaie balcanice. Asta a fost și motivul pentru care ne-am declarat neutri, am intrat abia mai târziu în război. S-a considerat în cercurile conducătoare că România nu poate să suporte un război, fie de o parte, fie de cealaltă. Da. Și de aceea s-au tergiversat lucrurile, practic, 2 ani și un pic, până s-a decis în cele din urmă să denunțe tratatul de alianță cu puterile centrale și să înceapă lupta alături de Antanta, pentru că interesul național o cerea, că Antanta era cea care îi putea garanta pe viitor unirea cu celelalte provincii românești, fie aflate în Imperiul Austro-Ungar, fie în cel țarist. E foarte important aici să subliniem faptul că Ferdinand, un german, a urmat vocea poporului, interesul țării unde era, al cărui suveran era, și a luptat împotriva celor de un neam cu el. Asta este, înseamnă, spune mult lucru despre simțul datoriei pe care îl are un suveran, care spune, domnule, domnește acolo și n-are nicio grijă. N-a fost deloc ușor. Da, el a fost și renegat de către casa de Hohenzollern, Sigmaringen,
și exclus. Mai poartă numele. Exclus, da. Da. Și semnele, blazonul. Și de aceea, ușor, ușor, mai târziu, bineînțeles, s-au numit de România. De România. Deci, practic, a fost o nouă casă domnitoare, să spunem, da, de România. Și, într-adevăr, da, a fost poate mai român decât mulți dintre românii epocii, vorbesc aici de lideri. Uh-huh. Și așa, având-o și pe Regina Maria, care era o fire, o femeie grea de tot, să corect, putem spune, din toate punctele de vedere, la frumusețe, ștețime și relațiile diplomatice pe care le avea în Europa și, da, și tot, și bunăvoință și miloasă și cred că a fost una dintre cele mai mari regine pe care le-a avut, nu numai România, Europa asta de-a lungul timpului. Frumos. Au urmat vremuri grele. Armata germană a invadat Muntenia și Oltenia. Guvernul s-a retras la Iași și cu Casa Regală. România practic rămăsese doar Moldova. Moldova, da. Moldova. Și cu toate astea, cum s-a spus, că România parcă nici n-ar avea nevoie de politicieni, la cât noroc a avut după terminarea primului război mondial, am ajuns am fost pe făgașul, pe partea bună a istoriei, ne-am aflat. Am fost, dar norocul tot Regina Maria se cheamă. Vă rog. Pentru că toată diplomația românească a vremii n-a făcut cât a putut să reușească Regina Maria prin contactele pe care le-a avut și mergând în acel turneu celebru în Franța, unde a discutat direct cu Clemenceau și la modul cum a discutat, cu, da, președintele Statelor Unite, cu Wilson, cu regele Angliei, care în momentul respectiv stăteau în dubiu dacă să mai fie de acord cu ceea ce promiseseră anterior pentru intrarea României în război. Iar cât a reușit, ce nu reușiseră multe luni de zile prin diplomații noștri. Da, și ne-am regăsit într-o Românie mare, cu Cadrilatere, cu Basarabia, cu Bucovina, cu Ținutul Herței. Eram România mare, pe care o vedem și acum în hărți și pe care acolo probabil va rămâne în hărți. De ce totuși a durat atât de la terminarea războiului până la acea încoronare 4 ani? Bine, a fost și Congresul de la Paris, care a consfințit granițele. Vă rog, spuneți, ce s-a petrecut în această perioadă? Acești ani de tratative diplomatice postbelice, prin care trebuiau recunoscute noile granițe. Și a fost greu. Discuțiile acestea au fost destul de greu cu fostele imperii, da, care cu greu au cedat și de aceea s-au întins până în 1922, când s-a încheiat ultimul tratat. O perioadă destul de grea și care, mă rog, am toată atenția politicii noastre, și interne și externe, depindea de încheierea acestor tratate și de recunoașterea faptului istoric România Mare. Abia în 1920 s-a luat în discuție o încoronare a regelui Ferdinand, întregitorul, și a reginei Maria. Și la baza acestei acțiuni a stat tot Regina Maria. Ea a crezut că este cel mai bun lucru pe care îl poate face în România, pentru că astfel avea o putere simbolică extremă. Adică faptul că erau încoronați ca regi și regine întregitori ai României a apăsat foarte mult în cancelarele diplomatice, în casele regale. Uh-huh. Practic era consfințirea a tuturor evenimentelor care se întâmplaseră până atunci. A fost corolarul, da. Și s-a acceptat din prima. Mai întâi guvernul Averescu, care era atunci la conducerea României, a format o comisie dintre mari somități, pornind de la generalul Coandă, Nicolae Iorga, George Enescu, Octavian Goga, o pleiadă întreagă de lideri din toate domeniile societății românești, care să se ocupe cu încoronarea. Fusese stabilită mult mai devreme, pentru 1921. Dar din vari motive, și politice, și să spunem, schimbările astea, mai ales de guverne care s-au întâmplat, de râcini astea politice între Partidul Național Român de Transilvania și liberali. Averescu pierzând alegerile în 1921,
în toamna lui 1920 și cred că de 5 ori s-au tot amânat. Prima idee fusese în 24 septembrie, dacă nu mă înșel, 1921, coincizând cu data la care Ferdinand urcase pe tron. A mai fost pe finalul anului, a mai fost și pentru 10 mai cu ziua regalității. 15 august, odată cu intrarea României în primul război mondial, și s-au tot amânat, bine, nici lucrări de organizare nu fusese gata, pentru că această catedrală a fost ridicată tocmai spre acest scop și într-un timp record. Niciun an de zile. Exact. Catedrala în întregire pe care o vedem și astăzi. Și făcută după modelul bisericii voievodale de la Târgoviște. Adică, mă rog, au fost niște mulțumiri atunci pentru că au făcut-o mică după modelul cel de la Târgoviște, în ea ne intrând decât 300 de oameni. Și au fost nemulțumiri și din acest motiv. Și până la urmă s-a ajuns la această dată, 15-17, pentru că în 15 era încoronarea de la Alba Iulia, urmând ca două zile să fie manifestări dedicate încoronării la București. E foarte important de știut. Mă rog, nu e foarte important. Suveranii au venit cu trenul, o chestie de bucătărie internă. Citeam că Regina Maria s-a schimbat pe tren pentru că nu erau spații de nu mai erau spații de cazare. Nici pentru regi, iată. Ferdinand a purtat coroana de unchiului său, făcută, cum să nu știu, legenda, să mai dau ce gaz e, sau este adevărat, făcută este din oțelul tunurilor din 1870. Dintr-un singur tun capturat la Plevna, da. Este cea cu care s-a încoronat în 1881 rege al României. Și, la care s-a mai adăugat pentru Ferdinand simbolurile celor trei provincii unite cu vechiul regat. Transilvania, Basarabia și Bucovina. Regina Maria a avut o coroană de aur cu pietre prețioase. Amândouă coroanele se pot vedea și astăzi în Muzeul de Istorie. Cred că în tezaur, în partea de jos. Regina Maria, reginea trebuie să-i se facă una nouă. Din câte știu, din aproape 2 kg de aur donate de către un proprietar de mină de aur din Munții Apuseni, iar coroana ca atare a fost realizată într-un atelier din Paris. Iată, a fost încoronarea. Recomand tuturor celor care ajung în Alba Iulia și care n-au ajuns încă să meargă acolo în cetatea Alba Carolina. Sunt poze de la eveniment și foarte multe și chiar te simți pătruns de atmosfera aceea. De ce s-a ales Alba Iulia? Din două motive. Pentru că la 1600 Mihai a declarat prima unire a celor trei țări românești și al doilea, 1 decembrie 1918, când s-a declarat unirea Transilvaniei cu România, tocmai la Alba Iulia. Ați spus și de anumite, că vreau să subliniem și aspectul ăsta, am zis un pic înainte de emisiune, în cei care au fost acolo în cetate au văzut busturile personalităților vremii. Eu n-am înțeles că acele sunt busturile personalităților care au fost prezente la eveniment. Am căutat în zadar bustul lui Iuliu Maniu, nu l-am găsit, știindu-l artizanul, unul din artizanii Mari Uniri, și dumneavoastră mi-ați spus de ce nu este statuia lui Maniu, nici a lui Mihalache sau altor, mă rog, Mihalache era din partidul din regal. Spuneți-mi de ce nu s-a întâmplat acest lucru, pentru că, iată, râcile politicianiste existau și pe vremea Nu s-a inventat astăzi. Nu s-a inventat, da. Da, două motive, unul politic și unul confesional. Deci, practic, Ionel Brătianu, președintele Partidului Național Liberal și prim-ministru, a dorit să-și însușească toată această manifestare și să fie realizată sub cupola, sub egida liberală, în exclusivitate. Iuliu Maniu, care a dorit să organizeze un congres național al PNR-ului, Partidul Național Român, tocmai la Alba Iulia și tocmai în perioada respectivă, a fost nevoit să și-l amâne. Și au intervenit aceste conflicte politicianiste între cele două tabere, la care s-au raliat și Mihalache, pe atunci încă Partidul Sărănesc din vechiul regat. Și al doilea motiv confesional, pentru că
manifestarea se făcea la Catedrala Ortodoxă, pentru că a fost ortodoxă, și n-au catadexit să invite și pe înalții prelați greco-catolici. Și o mare parte din pleiada aceasta, Partidul Național Român din Transilvania, erau de confesiune greco-catolică, între cei care realizaseră Marea Unire. Și acest motiv a contribuit la lipsa, la neprezența multor lideri ai Partidului Național Român. Și de aceea nu se regăsesc busturile, începând cu Iuliu Maniu, Alexandru Vaida Voievod și Și ceilalți. Și alții, da. Păcat. Fără să aibă vreo tangență cu, sau vreun conflict cu Casa Regală. Nu, s-au declarat monarhiști convinși, dar nu au participat din cauza, din cele două cauze despre care v-am relatat. E bine de știut și e bine de știut. Ce a urmat după încoronare? Au urmat festivități, defilări? Da, ce a urmat după? Da. Acum sursele dau ca număr de participanți cifre diferite. Se pornește de la 30 de mii, unii dau 300 de mii, care eu consider că sunt nerealiste. Sigur. Undeva de 30-50 de mii, cred că au fost, vorbesc de populația civilă, pentru că 50 de mii de soldați au fost, care au participat la defilările de după încoronare. Practic a fost la prânz un dineu pentru oficialitățile din afară, pentru că au participat din la multe case regale reprezentanții, diplomații ai multor state străine. A fost practic trei regine, regina Maria și fiicele sale, care una era regina Greciei și una regina Serbiei. Aproximativ 400 au fost acolo, iar dineul pentru ceilalți oameni politici importanți și pentru presă s-a făcut în altă parte, a fost vreo 500, dacă nu mă înșel. Și după amiază, după dineu, a fost această defilare a trupelor române, regele Ferdinand și regina Maria, fiecare în fruntea regimentului la care erau comandanți onorifici. Și după amiază, spre orele 18, dacă nu mă înșel, s-a terminat toată manifestarea de la Alba Iulia, urcând în tren și plecând către București, unde a doua zi urma să se treacă pe sub Arcul de Triumf. Exact, exact. În bună tradiție instituită. În bună tradiție după câștigarea independență. Da, război de independență. Da, și tradiție care a fost renodată după anii, după 1990. Apropo, nu știu dacă mai este valabil, dar în vară fusese și s-ar putea să fie și acum, în weekend, se poate urca în Arcul de Triumf. Da, a fost. Am văzut la știri că da, am văzut și eu în vară această stare. Înăuntru niște lucruri interesante și perspectiva de acolo, din vârf, este foarte frumoasă. Merită să spunem și că pe Arcul de Triumf, după 1990, au fost repuse chipurile regilor României, care au fost șterse de către comuniști. Da, bine, măcar când l-a dat prin cap să-l dărâme, cum au vrut să facă, cu, de exemplu, cu Coloana Infinitului, a lui Brâncuș. Da. L-au lăsat acolo. Ce a urmat pentru România? Care era locul României atunci în lume, în 1922? Eram totuși o țară, pofida modernizării, lucrurile erau în Carlul I, eram totuși în derulare. Nu se... A mai fost un motiv al lui Maniu, apropo, faptul că nu aveam Constituție a României întregite. Da? Care numai în 1923 este votată și pusă în uz de către Parlamentul Am înțeles, după României. Model belgian, parcă una de cele mai, cele mai democratice constituții ale primii. Cu accente și de prin Constituția Britanică și din cea franceză, oricum din cele constituțiile liberale și moderniste din perioada respectivă. A urmat multă legislație a statului de întregit, cum s-a numit. De la legile administrative care să se aplice peste tot, pe tot cuprinsul României, ca să nu uităm, pentru că vechiul regat, de la vechiul regat la România Mare, teritoriul s-a dublat. Da. Iar ca număr de populație, de 4 ori mai multă a intrat în cuprinsul României Mari. Deci toată legislația economică, financiară și așa mai departe, deci toate lucrurile astea trebuiau puse la punct. Ușor, ușor ele s-au realizat în mare. Dar cum spunea și mai devreme, că n-am inventat noi, venea al guvern, venea cu altă idee, aia legea a fost prost făcută și se tot intervenea. Da, dar lucrurile de bază se puseseră structural, puseseră puse
puse bine. De aceea și urmat un progres, de la progresul economic la cel cultural, educațional și așa mai departe. Deci lucrurile mergeau pe un făgaș bun. Chiar dacă a venit ulterior Carol al II-lea cu accentele lui dictatoriale, lucrurile mergeau. Faptul că a vrut el să stăpânească tot, să decide el tot, asta este un aspect, dar ceea ce se mergea în societatea românească mergea chiar bine. Poate intrăm un pic pe terenul speculațiilor acum, dar vreau să aud o părere și de la dumneavoastră. Urmăresc mult în spațiul virtual, nu neapărat o tendință, cât spusele unor oameni documentați, nu spun nume, unii sunt istorici, alții nu, legat de faptul că României pe undeva i-a fost impus modelul din regat politicianist și că politicienii din regat nu au respectat în totalitate cerințele asupra căreia se căsă de acord la unire și că pe undeva Transilvania a avut de pierdut prin faptul că s-a unit cu România. Așa este. Care este părerea dumneavoastră? Așa este. Pentru că foarte repede, în primii 3-4 ani, s-au găsit facțiuni în Partidul Național Român în Transilvania. Vorbesc numai de Transilvania, dar din câte știu, au fost tendințele din astea și în Basarabia. Facțiuni care să ceară renunțarea la Marea Unire. Deci, astea sunt documentate. Există documente, au fost și procese împotriva acestora. Pentru că miticismul ăsta de dincolo nu cădea bine. Sistemul ăsta balcanic nu cădea bine pe sistemul care fusese implementat de atâta vreme în Transilvania. Exact. Adică lucrurile nu se legau. Practic au intrat cu cizmele. Politic, financiar și de aceea a existat această tendință. A unor au fost foarte mulți. Pentru că marea majoritate au fost de credința că pe parcurs lucrurile se vor așeza acum, să nu cerem din prima ca toate să meargă strună. Și așa și era. N-ai cum să faci un lucru peste noapte, ca să meargă totul bine, societatea să fie așa cum și-au dorit-o transilvanenii. Sigur. Faptul că s-a făcut un lucru bun atunci și un lucru care istoricește era cerut, este și faptul că după 100 de ani România, mai puțin raptul Basarabiei și Bucovinii, a rezistat în aceste granițe. Cele trei principate au rămas unite. Ne uităm ce s-a întâmplat cu fosta Iugoslavie, ne uităm ce s-a întâmplat cu Cehoslovacia, cu divorțul de KTVA, dincolo cu un război sângeros. Iugoslavia a fost un stat compus în perioada comunistă. Exact, da. Regatul, mă rog, început de regat, dar menținut comunismul acela, mai cu, nu zic cu față umană, destul de occidental al lui Tito, dar care în momentul când el a murit și au început accentele naționaliste, s-a ajuns la tragedia iugoslavă. Exact, povestea asta cu naționalismul e veche și vedem și astăzi cu Ucraina, cu Rusia, sunt multe lucruri care vin din spate, bineînțeles. Asta mai povestim noi la o emisiune, că am zis că lucrurile se repetă dacă nu vezi nimic din, din istoria proprie, din greșelile care s-au făcut de către strămoșii noștri. Da, așa e. A urmat apoi, după ani de creștere, a urmat criza din 29-33. Da, a fost o criză mondială. O criză mondială, asta n-a fost numai criza României, s-a manifestat cu accente de multe ori dramatice. Știm cu toții ce a însemnat pe plan european, cu valuri de sinucideri, cu greve, cu oameni morți, conflictele cu jandarmeriile de atunci, cu polițiile. A fost pe plan general. Da, cei care au mai avut, de vârsta noastră, care au mai avut nicio viață, li se mai povestea despre falimente de bănci, de economii de serviciu, de locuri de muncă pierdute, sărăcie mare a fost. Multe guverne, pentru că și politica a fost o criză. Fiecare a încercat să găsească soluții. Nu aveau cum, pentru că era o criză generală. Era o criză generală și toate aceste guverne s-au confruntat până în 1933 cu
aceste lucruri. Da. A urmat din nou câțiva ani de creștere. În 1938 era luat termenul nostru de maxim de dezvoltare înainte de război, când apoi a urmat cel de-al doilea război mondial și tragedia comunistă. Păcat, țara asta a avut prea puțin ani de pace și de dezvoltare. De aceea zic eu că e bine să fim conștienți de faptul că trăim niște vremuri, totuși niște vremuri bune. Ne uităm mai la nord de graniță ce se întâmplă și ce se... Este o altă situație. Dar totdeauna cred că în lucrurile de curs, cât de cât normal, uităm că putem ajunge și la conflicte. Nu ne mai pasă. Da. Avem cu totul alte preocupări. De aceea trebuie să ne mai aducem aminte istoria asta. Absolut. Ca să nu repetăm, dar trebuie să o cunoaștem. Sigur, și democrația și prosperitatea nu sunt un dat. Asta trebuie Ne-au fost date de generații de sacrificiu. De generații de români de sacrificiu, exact, care au făcut-o pentru noi. Da, vremurile grele nasc oameni. La rândul nostru și noi trebuie să menținem lucrurile în așa fel încât să predăm o societate copiilor cât de cât normală, generațiilor care vin. Așa e. Frumos. Ține de fiecare în parte. Sigur. Frumoasă încheiere și așa și vreau să fie. Domnule Băjănaru, n-am în minte ce facem în luna noiembrie. Aștept sugestiile la dumneavoastră. În momentul când cădem de acord, vom vedea în emisiunea de pe luna noiembrie. Vă mulțumesc mult pentru prezența în emisiune. Cu mare drag, întotdeauna. Aceasta a fost emisiunea noastră. Sunt Dan Ciocuiu. La bună vedere!